Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Personalitate multifacetată, dacă te-ai născut pe 30 noiembrie, ești dotată cu o minte minunată, elocvență, simț al umorului, farmec și întreprindere. Creativitatea ta este aproape nelimitată, ești un personaj mobil, nu tolerezi stagnarea și ești capabilă să faci două lucruri în același timp înțelegătoare și extrem de sociabilă, obții o mare plăcere în a călători, a întâlni oamenii și în a explora zone de cunoaștere până acum necunoscute. Consideri viața ca o modalitate de a acumula experiență neprețuită, prin urmare te străduiești să supraviețuiești cât ori mai multe aventuri posibile și să ai multe conversații interesante. Tu simți instinctiv când și cum să ataci cel mai bine, ceea ce te împiedică să-ți atingi scopul. Nu accepti graba, de aceea abordarea ta este de obicei bine gândită, calculată și eficientă. Ai o intuiție bună și știi să iei prin surprindere pe cei care intervin cu tine sau se opun angajamentelor tale. Oamenii, adversarii și rivalii tăi, la reflexie poți înțelege că motivul înfrângerilor este lucrarea pregătitoare minuțioasă făcută de tine. Oricine poate afla multe despre tine pur și simplu respectându-ți munca definind un client, dezvoltând un concept și realizând de locația cuiva, tu redai în mod repetat mental diferite scenarii pentru a fi gata pentru orice eveniment neașteptat. După pregătirea inițială, tu determini oră și locul întâlnirii, alegându-le cu mare atenție, de obicei cu acordul de plin al victimei, și în sfârșit, ești gata să arunci harponul, hainele tale, discursul, Durata întâlnirii, totul este gândit cu cea mai mare artă. Drept urmare, este de obicei foarte dificil să fii refuzată. Cu toate acestea, ar trebui să înveți să recunoști, să experimentezi și să-ți accepti propriile înfrângeri, pentru că oricât de convingătoare ai fi, nu toată lumea cedează la farmecele tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, irresponsabilitate, onestitate, lipsă de politețe. Ești o persoană veselă, cinstită și corectă, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate. Energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri, generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan, conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern? generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană măestoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa ta de obiectivitate. Ești extraordinar de mobilă. Mintea ta întrebătoare caută în mod constant răspunsuri la multe întrebări vitale. Ești orientată spre dezvoltare, avansezi continuu, ești un cercetător prin natură. Tu gravitezi spre noi cunoștințe, Ești angajată cu succes în știință, poți obține un mare succes în activitățile tale profesionale, tu reușești să obții rezultate maxime folosind mijloacele de care dispui, toate talentele tale pot fi ridicate la gradul infinit cu un consum minim de energie, ai un bun simț al umorului și poți vorbi despre lucruri serioase într-un mod relaxat, mereu cu un zâmbet. De obicei, umorul tău este abia perceptibil dar se poate transforma cu ușurință într-un râs puternic, homeric, până la răgușală. Datorită abilităților tale de imitare, ești capabilă să îmbraci satira într-o formă atât de inegalabilă, încât alții s-ar putea să nu-ți observe nici măcar zâmbetele, sau aproape să nu observe sarcasmul. Umorul tău te face cu adevărat să te gândești, în ciuda amabilității exterioare, a manierelor tale poți lua o atitudine ofensivă atunci când ești atacată. Trebuie să înveți să răspunzi în mod adecvat la cuvintele celorlalți și să nu-ți faci vizibilă lipsa de apărare psihologică. Incredibil de resentimentară, nu poți rezista calm la adresa ridicolului tău. Într-un atac frontal din partea celor din jurul tău, construiești mai întâi o apărare circulară pentru a da ulterior o contralovitură datorită tendinței tale indestructibile de a aștepta un moment convenabil, nu ar trebui să acumulezi emoții negative în tine însăți, să-ți suprimi sentimentele și să le conduci la căldurică înăuntru. O trăsătură distinctivă ta poate fi capacitatea de a primi energie negativă îndreptată spre tine, dar culmea cu o demnitate desăvârșită. Într-adevăr, Rezistând cu încăpățânare la orice amenințări și oferte ipocrite adresate ție, nu poți refuza deschiderea și onestitatea, te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești cinstită, veselă, optimistă, respectând tradițiile, ești o persoană independentă, puternică, nu accepti conducerea celorlalți. Trăiește după propriile reguli și nu depinzi de opiniile celorlalți, ești creativă și polivalentă, îi captivezi cu ușurință pe ceilalți cu ideile tale și îi inspiri să le realizeze, obișnuiești să fii lider în profesie și în relații, nu tolerezi controlul și te străduiești pentru libertate. Cum afectează data de 30 noiembrie soartata, de la naștere, ai o personalitate talentată și capabilă de fapte eroice. În Întotdeauna ești flacăra oricărei societăți. Calitățile tale negative includă doar absența completă a seriozității și simțul proporției. Seta de participare constantă la aventuri îți amințile de cele mai multe ori, așa că pur și simplu nu ai răgaz să-ți realizezi toate posibilitățile și abilitățile dăruite de univers. Foarte rar faci greșeli, deținând un alt mod de a gândi și o intuiție neobișnuită simți în avans ce trebuie să faci într-o situație dată, prezicând în prealabil o soluție a problemei, ascultând constant vocea interioară, ești uneori capabilă să prezici și să previi multe evenimente. Având o lume interioară complexă, nu ești întotdeauna înțeleasă de societate. În același timp, ești foarte sensibilă la mediul înconjurător și selectezi tactici de comportament competente pentru comunicare. Tu apari întotdeauna în fața societății în lumina cea mai favorabilă, dar uneori nu-ți este ușor să te înțelegi și să-ți determini dorințele și aspirațiile. Sarcinata principală ar trebui să fie autocunoașterea pentru a învăța să-ți înțelegi aspirațiile și dorințele. Această tactică va ajuta la stabilirea obiectivelor reale pentru realizare. Stabilitatea gândirii îți va crea baza pentru stabilitate și bunăstare. Ai o calitate uimitoare de a efectua orice lucrare cu mâinile greșite, în timp ce farmecul tău nu le permite celorlalți să simte emoții negative pentru tine. Din potrivă, sunt de multe ori mai multe persoane care doresc să te ajute. Ești foarte drăguță și sociabilă, dar întâlnești uneori personalități ostile în împrejurimile tale. În acest caz, tu folosești întregul arsenal de moduri diferite de influența infractorii. Orice infractor îți poate răni sentimentele de mândrie, nu poți ierta acest lucru. Vindicativitatea și sete de răzbunare te vor forța să dai lovitura de grație în cel mai neașteptat moment pentru infractor. O astfel de atitudine față de situație provoacă daune lumii tale interioare, acționând de destructiv, dar pur și simplu nu te poți obișnui să faci altfel, dragoste și compatibilitate. Te distingi prin onestitate și deschidere, de aceea ești deosebită de apreciată de cei care le oferi sfaturi simple și dezinteresate. Nu-i poți refuza pe cei care vin la tine cu intenții deschise, fără arme. În acest caz ești complet dezarmată. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsii lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Elocventă, înțeleaptă, Optimistă, fermecătoare, deschisă spre comunicare, întreprinzătoare, și lista ta este lungă, ești caracterizată prin intuiție și observație, ai o creativitate practic nelimitată, nu tolerezi vorba goală, nu-ți place singurătatea, timpul oprit, ești capabilă să te implici în mai multe activități simultan. În ceea ce privește abilitățile sociale, Îți extinzi constant cercul social, îți îmbunătățești abilitățile oratorice și dezvolți talentul ascultătorului. În ce privește munca, poți face parte din unul din cele două tipuri. Dacă o carieră vine pe primul loc, ești ambițioasă, consecventă în acțiunile tale, știi clar ce vrei, la fel de bine poți fi o persoană pentru care munca este o sursă de trai, nu te străduiești pentru conducere. Promovare pe scara carierei, preferi un program stabil, zi de lucru normală, în același timp, indiferent cărui tip aparții, ești extrem de profesionistă, tu nu poți funcționa prost. Dacă îți lipsesc cunoștințele și abilitățile pentru rezolvarea sarcinilor de muncă, le vei îmbunătăți, sănătate și boli, ar trebui să fii pregătită pentru depresie care te așteaptă în momentul prăbușirii planurilor tale și a altor eșecuri. Fiind prea încrezătoare în sine, rămâi cu adevărat perplex atunci când te confrunți cu înfrângerea. Mai mult, pierderea de energie sau stabilitate emoțională te poate speria mult. Pentru bunăstarea mentală, este important să accepti adevărul că totul este posibil în viață, precum și adaptarea la realitate. În ceea ce privește starea fizică, Ești plină de viață, energică, cu o atitudine sănătoasă față de mâncare, sex și diverse exerciții, este foarte util pentru tine să rămâi în natură sau, dacă nu există nicio modalitate de a ieși din oraș, animalele de companie sunt cea mai potrivită alegere, ar trebui să fii preocupată de munca excesivă, ar trebui să-ți moderezi ardoarea pentru muncă, deoarece din excesul de responsabilitate poți avea probleme cu sistemul nervos, nu te automedica de la sine, este mai bine să contactezi profesioniști, poți avea diverse fobii, cea mai frecventă este frica de insolvență, profesională, sexuală, etc. Mai mult, frica poate provoca o stare obsesivă, sociopatia, destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură foarte dualistă. Ai talente versatile, dar, având un caracter aventuros, nu vei putea să dispui corectă de tot ceea ce te-a înzestrată natura. Foarte des poți intra în povești dubioase. Tu însă nu poți înțelege ce ți dorești, ești în căutare constantă. Fără obiective specifice, nu poți decide cu privire la această viață. Trebuie să cultivi încrederea în sine, fermitatea, determinarea care să te stabilizeze cel puțin cumva și să creeze condiții normale de viață pentru tine însă. Îți sfaturi pentru tine Nu te limita să-ți exprimi talentele, folosește toate mijlocele disponibile pentru a obține excelență în ceea ce natura ți-a dăruit. Cu toate acestea, urcând în vârful faimei, nu-ți pierde cumpătul și nu te așeza deasupra celorlalți. Amintește-ți permanentă de cei care te-au ajutat pe parcurs învață să ierți. Această abilitate te va ajuta să eviți situațiile negative, făcând astfel viața ta mai ușoară pentru tine și pentru ceilalți. Nu te lăsa prea de eșecurilor tale, nu poți face fără ele pe calea atingerii obiectivului tău. Învață să râzi de greșelile și eșecurile tale. Plinătatea energiei vieții și a intuiției te vor ajuta să depășești toate obstacolele.